comedia erorilor Dețeam greșit muzicale. Defecțiuni tehnice și scuzele de rigoare. Ah, pardon. Imaginate de Dan Ursuleanu. Emisie. Acea! A intrat, să ne fie de bine. Acea! 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 Ion Barta vă prezintă un buchet selecționat de maladii. Nu maladii, melodii. I'm a fool, doctor. Doctor! Doctor în regia tehnică și muzicală. Dan Antonescu. Distribuția este următoarea. Oribile să fii bufon. În rolul bufonului Rigoletto. În alte roluri Ileana Stanaionescu, Nae Roman, Mihai Fotino, Radu Zaharescu, Sorin Gheorghiu, Dem Rădulescu și Paula Rădulescu. Alo, vă rog, dar de ce nu sunteți atenți? Adică da, Paula Rădulescu. Uite, acum e bine așa și eu. Maestre, îmi spuneți când trebuie să dăm drumul la prima melodie și eu apăs pe buton. Mai lasă, îți spun eu. Fii atent, se apropie. Acum! Ce-ai făcut? Ai apăsat pe butonul de alarmă a pompierilor? Ei, acum gata, că nu o fi foc. Apăs și pe celălalt. Ce facem, maestre? E cam lungă melodia asta. O mai tăiem? Tai-o! Maestre, fierăstrăul nu e bun. Schimbă-l! Găsiți o melodie ca lumea. De ce solistul la fierăstrău nu vă place? Cântă cam din topor. Oh, the black eyed boys, they motorcycled into town. La cererea generală a publicului, spectacolul cu această melodie se suspendă. Biletele rămân valabile pentru spectacolul cu melodia iubirea mea. Câte nopți am plâns de dor. Nimeni ca bătrânul flașele ta nu mi-a tâlmăcit ușor al iubirilor salvat. Ne cerem scuze că programările repetate ale acestui șlagăr de mare succes au adus banda într-o stare tehnică precară. Suntem nevoiți să renunțăm la programare și să revenim la prima melodie. Decât deloc, e bună și asta.
Black Eyed Boys. They laid a rocking rhythm down. Ah, ce bine îmi pare că te revăd, Mimi. Pardon, pe mine nu mă cheamă Mimi. Cum? Nu ești tu Fifi cu care am dansat împreună la balul vânătorilor și pescarilor? Nu, îmi pare rău, numele meu nu e Fifi. Vezi că îți pare rău? Acum cum te cheamă? La fel ca întotdeauna, Jenny. Acum era să uit un nume așa de frumos cu care am dansat la balul vânătorilor și... N-am fost niciodată la balul vânătorilor și... Și pescarilor, pe sigur că n-am fost, că era prea mare înghesuială acolo. Așa că am dansat la balul automobiliștilor. N-am fost nici la balul automobiliștilor. Cum, domnișoară, nu mai ai mașină? Nici n-am avut. Și nu te-ai urcat niciodată într-o mașină? Oh, în fiecare zi, în mașina 68 rapidă. Păi vedeți, mașina 68 rapidă cu care am fost iarna trecută la petrică și am dansat. Poate să fi dansat mașina, că era polei. N-am fost la niciun petrică. Cum? Nu ți s-a întâmplat niciodată să mergi în vizită la un petrică? Ba da, la tatăl meu, îl cheamă Petre. Eu ce spune la... Am fost la bătrân și am dansat. Ba să zic că l-ați cunoscut pe tatăl meu. Da, petrică, ce om, ce magnet. Avea. A, minunat! Înseamnă că l-ați cunoscut și pe soțul meu? Nu, pe el nu. Aha, aveți noroc. Tocmai trebuie să iasă din tutungerie, o să-l cunoașteți. Da, ce i-am spus eu că am dansat? Am stat și noi puțin de vorbă. Aha. Păi ce să fac dacă 68 rapid întârzi atâta? Da, uite și soțul, tocmai iese. Să rămână, știți, eu o iau la fugă pe jos și... Lasă că mă vine și de pe ăsta. Cine era cetățeanul Elviro? Știu și eu, unul care avea chef de dans. Tu m-ai înțeles și dintr-o dată ai subliniat tot ce ți-am spus. Cu litere mari, acum pe tată, te rog să-mi faci o copie în plus. Maestre, se aud niște zgomote în studio, nu? Bate cineva, vezi cine e! Alo, e cineva? Am verificat la ușă, nu bate nimeni. Păi n-auzi că bate la mașină? Mă duc să văd. Stimați ascultători, ne cerem scuze pentru acest incident. Continuăm programul. Scrie încă o dată fraza mea dictată, care deocamdată nu are rezultat. Ai verificat cine a bătut la mașină? Da, am fost jos în parcare. Era o singură mașină bătută bine. Avea și o amendă băgată la ștergătoare. Așa, să reconstituim condițiile în care s-a produs tamponarea. Ce aveți de declarat? Păi să vedeți cum s-au petrecut lucrurile. Draga mea, te rog, fii prudentă cum conduci. Stai binișor, lasă stâlpul. Aoleu, mor de frică. E, dragă, fă și tu ca mine și nu o să-ți mai fie frică. Cum? Închide ochii. Bună ziua, sunt tot eu, cea cu automobilul. Și ce doriți? Aveți piese de schimb? Avem. A patra piesă de pe ultimul disc LP. Mezzanotte nena non sa faccia, ma trova che s'arraca la dampiccia. La capa alla finestra manca caccia, certo sarà successo in un pasticcio. Asta a numiți dumneavoastră ultimul disc LP? Da, la noi în discotecă i-a așezat ultimul pe raft.
Ai pregătit sonorizările în ordine pentru basmul radiofonic cerut de părinții care vor să-și adoarmă copiii? Pregătit, maestre, așa cum prevede scenariul. Perfect! Atenție, regia tehnică, regia muzicală, atenție, actorii, toată lumea, atenție! Dă-mi-l mie, tu oricum ai ochelari. Păi de-aia port ochelari, că nu văd bine, ia-l tu pe ăsta, na. Alo, de ce nu e liniște în studio? Ce se întâmplă acolo? Nu vrea să-mi dea textul pe care se vede mai bine, al meu are și greșeli, uite. Dar vă rog, copii, fiți cuminți, depășiți spațiul de imprimare, gata, semnalul! Basm de adormit copii. Ascultați povestea lui Făt Frumos, pieptene de os, și ai lenicos în zeana ușoară ca pana. Pe vremea când se potcoveau purecii cu potcoave de oțel, trăia un bătrân sărman crescător de păsări. Și avea acel moșneag două fete. Și un băiat care cât era ziulica de lungă cânta din fluieraș. Nu se poate, așa nu se mai poate. Ți-am spus să pui sonorizările în ordine, mitică. Grăi atunci moșneagul cu un suspin. Mitică! Da, maestre. Ai zis că ai pregătit tot în ordinea cerută de scenariu. Da, maestre. Atunci? Știți, le-am pus una lângă alta pe masă. Păi și? O fi întors cineva masă. Ce faceți cu masa aceea? Cum v-ați găsit? Păi, vă întoarcem să vină sonorizările în ordine. În continuare să ascultăm un vals. Sper că nu o să dați din greșeală o bandă cu tangouri. Nicio grijă, nu sunt tangouri. Un, doi, trei, un, doi, trei. Un, doi, trei, un, doi, trei. Un, doi, trei, un, doi, trei. Care un, doi, trei? Care? Că ăsta nu e vals. Dar ce am zis eu că e vals? Un, doi, trei, patru, cinci, șase, probă de microfon. E bun, maestre, funcționează perfect. Dă-i înainte. Da. Așa, v-a să zic că am toate datele. I-am studiat biografia în cele mai mici amănunte, dar nu știu de ce întârzie, trebuia să vină. Să repetăm împreună interviu. A, uite că vine. Intră. Bună ziua, aș vrea să... Nu vă faceți griji, să aranjează. Luați loc să discutăm ideile principale. Da, mulțumesc, mă rog, dacă spuneți dumneavoastră să le discutăm. Așa, deci eu am să încep prin a spune că prozatorul O. Novelă e unul din cei mai talentați tineri scriitori. Poftim. Nu sunteți de acord cu... Ba da, da. Vedeți, tânărul scriitor O. Novelă s-a născut în orașul care îi va purta fără îndoială numele. Bun. Modest, înzestrat cu calități deosebite, el se afirmă în literatură încă de la primii lui pași. Am impresia că morbul literar i-a pătruns în organism încă de la vârsta de un an, când a reușit să rupă filă cu filă numeroase volume din Biblioteca pentru Toți. Nu-i așa? Desigur, dumneavoastră știți foarte bine că sunteți de meserie. La 2 ani răstoarnă biblioteca familiei care cuprinde peste 2000 de volume. Nu-i așa? Hai, câte lucruri cunoașteți. E normal, m-am documentat. Dar când ați luat pentru prima dată tocul în mână? Eu? Da. Păi... când m-au dat la școală. Extraordinar, câtă precocitate. Așa, de ce prozatorul O. Novelă, după un început de sigur mai timid, și-a obișnuit treptat cititorii cu opere de mare valoare literară. Fecund, cu multă personalitate, el a abordat ulterior și genul dramatic, nu-i așa? Da. Iubește literatura și o profesează cu credință, da? Da. Mătușa lui dinspre mamă a scris încă din frage de copilărie romane.
Unchiului dinspre tată a fost timp de 10 ani paznic în imobilul care a adăpostat redacția. Iar el, dinspre amândoi, a cântat 2 ani în corul filarmonic. Așa e, o știi dumneavoastră, mă rog, mai aveți și alte lucruri de completat, adică ceva idei sau propuneri în ciorna interviului? Eu? Nu. Ei, atunci ne vedem mâine, la imprimar, nu? Păi nu e nevoie, eu pot să vă înlocuiesc becul și azi. Cum? Becul a spus? Păi dumneata nu ești cunoscutul prozator o novelă? Nu, eu sunt electricianul de serviciu. Și atunci de ce răspuns dumneata la întrebări? Păi dacă m-ați întrebat... Exemple de erori nemuzicale care vă pot duce în situații dintre cele mai neplăcute. Săgeată indicatoare cu marcaj turistic purtând și inscripția până la cabana X o oră și jumătate. În realitate, cât mai e până la cabană și în general unde e cabana, nu știe nimeni. O altă eroare este și inscripția achiziționăm sticle și borcane prin ICVL. Dar noi știm prea bine că la centru de sticle și borcane azi nu sunt ambalaje, mâine s-au terminat banii pentru achiziții și răspoi mâine e închis. Bine, dar în ziua următoare? În ziua următoare e coadă și până să-ți vină rândul s-au terminat ambalajele. A, bine că nu e închis. Erori școlare. Gigel, asta e toată compunerea ta despre foloasele aerului. Două rânduri. E destul. Eu am scris despre aerul comprimat. Să-mi spună mie elevul Gigel, din ce familie face parte pisica? Din familia Popescu, de la parter, că a noastră a fugit. Iar ați încurcat sonorizările, mitică! Nu, de data asta e un câine adevărat, auzit de pisică. Și cum a ajuns animalul în studio? Maestre, ăștia sunt foarte deștepți. Ei, ce ai făcut la poștă? Ai încasat vreun mandat? Nu, mi-am umplut stiloul. Cu un stilou bine încărcat se pot scrie numeroase scrisori. Dar multe dintre ele nu ajung la destinație, iar unele dintre cele care ajung nu sunt citite. De ce? Din cauza unor erori de concepție. Ascultați, deci... Sfaturi pentru cei care își scriu corespondența. Îngrijirea sugarelor trebuie să stea permanent în atenția părinților. Sugarul e un lucru delicat și necesită... Alo, dar nu dumitare ți-am făcut semn să începi. Sfatul medicului se transmite mai târziu. Mai târziu nu pot, trebuie să îngrijesc sugarii. Vă rog foarte mult, respectați disciplina de studio. Reluăm! Pentru cei care își scriu corespondența. Bunul corespondent și cele 10 reguli, fără a număra și timbrul. Ca unul care de mic copil am început să corespondez, mai întâi prin desene cu colegii mei de grădiniță și mai apoi cu prietenii, rudele și cu redacțiile de specialitate, am întocmit din experiența mea proprie un micromanual de scris scrisori cu și fără răspuns. Punctul 1. Pentru a putea compune o scrisoare este nevoie înainte de toate de o foaie de hârtie nescrisă, de un stilou umplut cu cerneală fluidă sau de un pix cu pastă nefluidă. Dacă avem toate acestea, trecem la căutatul unui motiv. Motivul poate fi floral, dacă suntem o persoană sentimentală, sau ornamental, dacă suntem înclinați spre abstracțiune. Dacă acesta este singurul motiv al scrisorii, să nu ne mirăm dacă ea va rămâne fără răspuns. Punctul 2.
Este foarte util ca pe masa noastră de scris scrisori să avem și un mic îndreptar ortografic și ortoepic și nu ortopedic, cum pronunță și scriu unele persoane care nu au la îndemână un astfel de îndreptar. Cu ajutorul lui vom reuși cu ușurință să folosim corect pronumele de întărire. Însumi, însămi, însuți, însăți, însăși, înșine, înșivă și așa mai departe. Ba mai mult, vom reuși în timpul cel mai scurt, ca în formele mai sus citate, să nu mai plasăm inutil cratima. Ce este cratima puteți afla citind același îndreptar. Punctul 3. Tot pe masa de scris, alături de îndreptarul recomandat, este la fel de util să avem și un dicționar enciclopedic din care să putem afla adevăratul înțeles al unor cuvinte pe care suntem tentați să le întrebuințăm dintr-o pornire pur estetică. Așa de pildă, într-o confesiune patetică prin care faceți cunoscut că nu credeți în migrația sufletelor, nu folosiți termenul de transhumanță. Verificați mai întâi înțelesul. De asemenea, pe aceeași cale veți evita să întrebați ce este acela stuful vulcanic sau dacă sturionul este mai mic sau mai mare în grad decât centurionul. Punctul 4. Dacă mai aveți loc pe masa de scris, adăugați volumelor recomandate până acum și altele, de exemplu, unul cu locuțiuni latinești. Folosirea acestora este imparabilă, așa de pildă, introducând într-o frază formula. Așa cum spuneau vechii latini, ante apud ad adversus, sporiți puterea de convingere a argumentelor dumneavoastră. Punctul 5. Scrieți scrisoarea, citeți. Punctul 6. Dacă nu scrieți, citeți, dictați-o la mașină. Punctul 7. Adresa. Nu uitați să treceți strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul. Am uitat ceva? A, da, numele adresantului. Și încă ceva pentru cultura dumneavoastră. Nu există niciun oraș cu numele de loco. Punctul 8. Dacă vă adresați unei redacții, e bine să știți că redactorii se dau în vânt după scrisori scurte. Dacă trimiteți poeme, scurte. Sonete scurte, cele mai bine văzute sunt epigramele, mai ales când nu au mai mult de 4 versuri. Punctul 9 se referă la virgulă. În principiu e mult mai bine să pui una în plus decât una în minus, sau invers. Depinde de sens, dacă scrisoarea are sens. Dacă n-are, problema virgulei devine secundară. Punctul 10 și ultimul, nu uitați să semnați scrisoarea. Dacă n-o semnați, dați impresia că n-a trimis-o nimeni și dacă n-a trimis-o nimeni, n-o citește nimeni și nu răspunde nimeni. De cele până aici răspund eu, al dumneavoastră resemnat, adică semnat, Demrădulescu. O scrisoare, la fel ca oricare. Nu știți, vă rog, când am tren pentru podul Iloaie? La 9:50. A, nu ca mult. Hai să zicem 9:30 leu. Maestre, au venit copiii. Ai, rup urechile, la ora asta trebuie să stea acasă, să învețe. Nevastă mea nu se ocupă deloc de ei. Nu, nu copiii dumneavoastră, copiii din cor. A, să intre! Un moment, un moment, trebuie să fie o greșeală. Pe noastră cine v-a adus aici? Nu, vă rog, vă rog, unul singur. Dumneata, cel cu barbă. Pe cine căutați? Studioul 6, avem înregistrări de operă. Aici e studioul 9 și avem emisie în direct. Cum dați așa buzna? Pe ușă scrie că e studioul 6. Mitica! Da, maestre. Ia, s-a răsturnat plăcuța. Du-te afară și îndreaptă-o. We am Cody, the Buffalo Bill. Părinți, datoria voastră este să vă apărați copiii de erorile pe care le-ar putea comite. Și mai ales, feriți-i de astenie. Ei, fato, anul trecut ai candidat la filologie, nu-i așa? Da,
tată. Acum 2 ani ai dat la istorie. Așa e. După cum cu un an înainte n-ai intrat la chimie. Da, anul ăsta ce mă sfătuiești să fac? Să te mai odihnești și tu puțin. Plimbă-te, dansează. O altă eroare pe care o fac copiii dumneavoastră este de regulă alegerea partenerului de viață. Vegheați, acționați! Tăticule, dacă m-ai iubit... Nu, nu, am spus nu! Nu mai iubești niciun pic! Termin odată cu lăcrimile! Îl iubesc, tăticuțule, scumpul, îl iubesc! N-ai să te măriți cu el, nici rupt-o capului! Dacă ai ști cât de mult, ce frumos e, ce inteligent, ce... și-l iubesc! Și ești inginer. Dar termină și fii fată cu minte. Ce naiba, mai sunt atâți băieți frumoși și deștepți și dacă vrei îți găsesc eu un contabil. Un contabil, mamă. Îl vreau numai pe el, are și mașină. Și noi avem. Are și apartament. Și noi avem vilă. Termină odată, au să-mi dau fata după băiatul unui inginer. Eu, responsabil de aprozar. Și acum, în prima audiție, o melodie de muzică ușoară. Ich ruf bei dir an, du hast nie Zeit. Dabei merk ich klar, dass es dich freut. Sag mir. Ce faci? Asta e tot melodia pe care am mai difuzat-o până acum. Cu atât mai bine, avem două prime audiții. Să vă cânt în continuare la pian câteva nocturne de Chopin. Nu, lăsați, cântați după închiderea emisiunii, vă rog. Eu acum vreau să cânt, e singura ocazie să mă afirm. Da, aici e un program de divertisment. Nu, păi o să iasă divertisment. Dar nu se poate, uitați, așteaptă actori. Foarte bine, ce n-au dreptul la muzică bună? Da. Ne dă un concert. Ne dă concert. Da, concert. Nocturne de Chopin, câteva. Trebuie să fie din cauza emoției. Niciodată n-am mai cântat așa de prost. Ați mai cântat? Nu înțeleg. Aici în studio clapele sunt aranjate altfel decât la mine acasă. Cum adică altfel? Da, acasă m-am obișnuit să cânt pe o claviatură așezată vertical. Pe poate aveți acordeon și n-ați observat dumneavoastră bine. Nu, am tot pian, dar stă pe o latură, știți? Camera e mică. Eroare de calcul. Câți ani aveai tu când te-ai însurat? 28. Dar mama, câți ani avea când s-a măritat? 25. Aha, mama s-a măritat cu 3 ani înaintea ta. Alo, ilustrația muzicală! N-aveți o cortină mai adecvată la anecdotă? Maestre, ilustratorul s-a dus afară să fumeze o țigară. Ne descurcăm noi cum putem. Nu, așa nu se poate, reluăm! Aha! Mama s-a măritat cu 3 ani înaintea ta. Așa, păi vedeți că se poate și bine. Normal, s-a întors ilustratorul. Cum, a și terminat țigara? Nu, dar a prins un carpaț de Târgu Jiu și s-a lăsat imediat de fumat. Au venit și conferențiarii. Ce conferențiari? Eu așteptam numai pe colaboratoarea care prezintă rețeta gospodinei. E și cel care predă cursul rapid de reparare a ascensoarelor. Păi el de ce a venit? A fost convocat la aceeași oră. Ei, nu știu, uite, simt că nebunesc, îi privește. Se intre amândoi în cabina de emisie să facă cioriștii. Eu nu mă duc să mă bag cu capul sub chiuvetă, nu mai pot! Ascensorul este un mecanism delicat care reprezintă un aliat prețios al omului. Dar, ca orice mecanism de finețe, ascensorul se poate defecta foarte ușor.
Iată câteva situații posibile. Se taie rondele, se dă prin ulei și se prăjește la foc pripit. În compoziție se adaugă o cheie franceză care permite strângerea tuturor șuruburilor ce s-au slăbit. În orice caz, nu e bine să bateți cu pumnii în... aluatul franțuzesc, peste care se presară puțină făină, apoi totul se întinde cu cablurile de susținere. Iată și un punct nevralgic al ascensorului de care trebuie să se țină cont atunci când... se bate bine cu lingura până când se face spumă. Apoi totul se toarnă... peste podeaua ascensorului, unde e bine să verificați din timp în timp dacă linoleumul e bine lipit. Cu garnitură de cartofi piure, în care ați avut grijă în prealabil să radeți o bucată de... cauciuc izolator. Aveți grijă atunci când umblați la firele electrice să nu fie conectate la... o tigaie de mărime mijlocie pe care ați uns-o bine cu slănină. Nu trebuie să o lăsați pe foc mai mult de 3 minute, căci altfel se arde. Clanța. Iată cauza celor mai multe defecțiuni datorită obiceiului de a se deschide ușile înainte de a se opri. Găina trebuie tranșată cu atenție în funcție de câți musafiri aveți la... la bobina de inducție. Ea acționează trolul cabinei, în care, nu uitați, nu e permis să intre niciodată mai mult de... 6 ouă, 1 litru de lapte și pe smet cât cuprinde. Neapărat, puțin pătrunjel, usturoiul... și ușile glisante care se închid automat. Poftă bună și... în caz că nu reușiți, chemați mecanicul de întreținere. De ce bateți așa în lift? Nu vedeți că s-a oprit? Să vină mecanicul de întreținere! Imposibil, mecanicul de întreținere sunt eu! Reparat liftul? Uite ce coadă s-a făcut! Gata, nu mai intră nimeni, e plin. La ce etaj doriți? La 5. La 4. La 2. Eu merg la 6. Și dumneavoastră? La 3, văd că celelalte sunt toate date. Nu știți cât e ceasul? Nu știu, ceasul meu nu face 2 bani. Cum îl culc, nu mai merge. Dar ce, dumneata, poți să mergi când ești culcat? Atențiune! La al patrulea semnal va fi ora exactă. Trebuie să sune de 4 ori, de ce nu se mai oprește? E pe bază de curent continuu. Păi și acum de unde mai știm noi când e ora exactă? Adaptați anunțul la noile condiții. Atențiune, la al nu știu câtelea semnal va fi ora aproximativă. Și ce se întâmplă la acea oră? Se încheie programul de cameră intitulat... Alo, e o eroare, n-am avut muzică de cameră, am avut divertisment muzical. Rectificăm, am difuzat divertismentul muzical intitulat... Scuzați, cred că s-au inversat benzile, asta de la mine este muzica de cameră. Gata, s-a aranjat, acum e bine. S-a difuzat ceva, ați văzut dumneavoastră ce... Comedia erorilor. Deci am greșit. Deci ce iertare. Muzicale. Muzicale.
defecțiuni tehnice, gafe și scuzele de rigoare. Ah, pardon. Imaginate de Dan Ursuleanu. Intră în emisie! A intrat, să ne fie de bine! Ion Barta v-a prezentat un buchet selecționat de Maladi. Nu Maladi, nu Maladi, că e redactor muzical. Ce-a spus, pleacă de aici, uite pe unde a intrat, să ne gardu. Melodi. I'm a fluent doctor. Doctor! Doctor în regia tehnică și muzicală? Dan Antonescu. Distribuția a fost următoarea. În rolul bufonului Rigoletto. În alte roluri Ileana Stana Ionescu, Nae Roman, Mihai Fotino, Radu Zaharescu, Sorin Gheorghiu, Dem Rădulescu și Paula Rădulescu. Alo, vă rog, dar de ce nu sunteți atenți? Adică da, Paula Rădulescu. Uite, acum e bine așa și eu. Era ta. La minutul 36 al programului, în loc de emisiune de divertisment, se va citi o misiune de divertisment. Unde nu e, nu e. Dee-ba-d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 ee-ba